Am revenit, domnilor, domnilor, șoarelor și domnilor, vă vorbeam de tăierii. Premierul Ludovic Orban a declarat dimineața la Hot News Live că majorarea alocațiilor și a pensiilor depinde de evoluția economică. El a spus în felul următor, să găsesc exact citatul, e o garanție că vom crește alocațiile pentru copii. Cu cât le vom crește, vom vedea în funcție de cum evoluează veniturile și cheltuielile. În privința pensiilor, în mod normal ar fi normală creșterea, dar să vedem dacă sunt bani. Doamna Andronescu, acum să vorbim și de buget, fiindcă se întâmplă prin țară tot felul de tăieri. Este vorba de bugetul pentru Direcția Protecția Copilului și avem un caz, de exemplu, la Mehedinți cu situația de acolo cu tăierile. Nu știu dacă l-avem cu noi prin telefon pe domnul Aladin Georgescu. L-avem? Bună ziua, sau bună seara, de fapt, domnul Georgescu. Bună seara, domnule Pătin, bună seara invitațiilor dumneavoastră și să vorbim de aceste situații de la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, fiindcă înțeleg că sunt cel puțin în două județe, la dumneavoastră și la Gorj, niște tăieri și aș vrea să ne spuneți exact despre ce este vorba și așteptăm și o reacție de la Ministrul Finanțelor, domnul Câțu, sau de la doamna Violeta Alexandru, Ministrul Muncii. Am încercat să-i contactăm, dar până acum nu i-am găsit. Poate ne dau o reacție. Mai întâi, punctul dumneavoastră de vedere, domnul Georgescu. Domnule Pătin, problema asta este generală. Eu sunt convins că se întâlnește la nivelul tuturor consiliilor județene din țară și, cum ați văzut în presă, semnale de alarmă au mai fost trase și de alți colegi de-ai mei președinți de Consiliul Județean. Și aș vrea să fac o scurtă introducere. Dacă vă mai aduceți aminte, la sfârșitul anului trecut, trăgeam un semnal de alarmă că acest guvern a tăiat banii alocați pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Așa. Și a menținut același punct de vedere și prin legea bugetului de anul acesta și a alocat copiilor cu cerințe educaționale speciale sau copiii cu diverse forme de handicap, la fel s-a alocat o sumă foarte mică de bani. De asemenea, până să ajungem să discutăm despre DGSPC, aș vrea să spun că prin acest buget, pur și simplu, consiliile județene, mare parte din consiliile județene, nu pot funcționa, pentru că n-au fost alocați bani la jumătate pentru întreținerea drumurilor județene, în condițiile în care necesarul Consiliului Județean Mehedinți pentru a asigura întreținerea drumurilor județene, și când vorbim de întreținere, vorbim și de întreținerea de vară, dar și de întreținerea de iarnă, adică de zăpezire sau de intervenția în situațiile în care este polei. Avem un necesar de vreo 30 de milioane de lei și acest guvern a alocat doar 12 milioane de lei. Și acum, ca să ajungem la situația dramatică în care se află Direcția Județeană pentru Protecția Copilului și de Asistență Socială din cadrul Consiliului Județean Mehedin, spuneam că problema este generală, în sensul că ne-a fost alocată o sumă extrem, extrem de mică comparativ cu necesarul solicitat de către... Hai să vorbim concret. Da, haideți să vorbim concret, domnul Georgescu. Cât ați avut anul trecut, cât aveți anul ăsta? Că... Să vorbim pe cifre. Corect. Execuția bugetară a 10-ASPC Mehedin pe 2019 a fost de 61 de milioane de lei. Așa. Anul ăsta? Anul acesta, prin adresa venită de la DGASPC, de fundamentare a bugetului, ni se solicită suma de 86 de milioane de lei. Aveți idee când a fost alocat prin legea bugetului de stat? Doar suma de 10.500.000 de lei. Adică a șaptea parte din necesarul pentru o funcționare minimală a direcției. Adică pe bugetul din 2019 aveți 10 milioane în loc de 61, necesarul fiind de 80 și cât a spus? 6. 86. Da, a spus corect, cu o singură precizare, pentru funcționarea în 2020, nu în 2019. Da, am înțeles. Deci gândiți-vă că mi se solicită de la DGASPC un buget minim de 86 de milioane de lei, care se compune în felul următor, din 60 de milioane pentru salarii, ținând cont de faptul că noi trebuie să asigurăm indemnizațiile și asistenților maternali, dar și salariile tuturor angajaților din centrele pe care le are această direcție, fiindcă toate direcțiile din țară au în administrare foarte multe centre pentru copii cu vârstă de la 0 la 3 ani,
pentru copii cu handicap, pentru bătrâni care se retrag în acele centre pentru persoane vârstnice sau pentru bătrânii cu diverse boli și stau în diverse centre. În afară de această sumă avem nevoie de aproximativ 11 milioane de lei pentru a asigura bătrânilor și copiilor hrană, medicamente, încălzire, încălțăminte și toate cele necesare. Deci gândiți-vă că bugetul alocat prin legea bugetului de stat de anul acesta de 10 milioane și jumătate nu acoperă nici necesarul de încălțăminte, îmbrăcăminte și medicamente pentru copii și bătrâni. Păi, domnule președinte, aveți excedent bugetar? Avem puțin excedent bugetar. Ce înseamnă? Care undeva la 40 de milioane de lei. Puțin? Dar 40 de milioane. Excedentul bugetului este deja angajat în baza contractelor pe fonduri europene, pentru că noi, din fericire, stăm foarte bine la contractele încheiate pe fonduri europene. Am atras o sumă semnificativă în județul nostru, dar în același timp ne-am angajat și la asigurarea cotei de cofinanțare de 2% și la asigurarea cheltuielor needigibile pentru a pune în operă. Deci banii sunt pentru acele proiecte. Eu vreau să vă întreb, am citit declarația colegului dumneavoastră de la Gorj, Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, care spune că dânsul a avut în 2019 47 de milioane la direcția copilului, acum are 12, deci stă un pic, să zicem, mai bine ca dumneavoastră, dar banii aceștia spune că îi ajung pentru salarii timp de 2 luni. Exact aceeași este și situația de la noi. S-au plătit salariile pe 10 ianuarie undeva aproximativ la 4 milioane și jumătate. Nu vor mai plăti salariile în februarie, iar pentru luna martie nu vor mai fi bani de salarii. Pentru copii? Păi și copii? Ce faceți? Închideți? Deci ar trebui să fie mult mai responsabil acest guvern PNL, să înțeleagă situația dramatică în care a băgat direcțiile județene pentru protecția copilului. Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului ar trebui să facă toate demersurile necesare în acest sens, pentru că eu n-am văzut, de când s-a publicat legea bugetului de stat în Monitorul Oficial, eu n-am văzut absolut niciun demers întreprins de această autoritate națională, pentru că singura variantă în momentul de față de a se aloca banii din luna martie încolo pentru a funcționa deja STFC-urile este aceea de a se aloca bani din fondul de rezervă la dispoziția guvernului. Fiindcă, după cum știți și dumneavoastră, rectificarea bugetară până în luna iulie nu se poate face. Am înțeles, ca și cu alocațiile. Până atunci, pauză. Da, la fondul de rezervă, dacă mai are bani. Păi dacă nu are bani... Să alimentez, așa cum au găsit bani să alimenteze fondul de rezervă pentru a plăti fraților Nicula acea datorie foarte mare, eu sunt convins că... Se vor găsi și persoane care vor face demersurile astea și vor încerca să-i conștientizeze pe cei care conduc acest guvern în momentul de față. Da, rămâneți cu noi, doamna Andronescu. Nu vreau să-l întreb, dar vreau să comentez puțin. Vedeți, aceasta este rolul dezbaterii bugetului în Parlament. Pentru că, în mod sigur, deputații, senatorii din județele respective constatau diferența mare de buget. Bine, pentru că aici mai trebuie să mai între 8 și 10, da. Suma, diferența e foarte mare. Și poate că n-am fi ajuns aici. Acum trebuie să vă spun că în grija, în responsabilitatea și în finanțarea consiliilor județene sunt toate școlile speciale. Școlile speciale care îi cuprind pe copiii cu dificultăți de învățare, să le spunem așa, da, generic. Ei nu poți chiar acolo să tai bugetul, mi se pare că da, eu n-aș vrea este... să ascundem în spatele unor categorii defavorizate, persoane cu handicap, sau mă rog, persoane care cu nevoi speciale. N-aș vrea să acoperim ceea ce spunea domnul președinte, 60% din solicitare înseamnă cheltuieli salariale. Iertați-mă. Au crescut salariile, n-ai nu, ce să iertați-mă, faci. Iertați-mă, dar ține tot atribuția Consiliului Județean a regla, sau dacă vreți, nu neapărat de a regla salariile, ci de a avea o productivitate a celor oameni. Pentru că mi-e teamă, dacă descentralizăm aceste servicii și le externalizăm, că s-ar putea să ne coste la un sfert de preț de cât plătim la stat. Sau pentru dublă. Că se întâmplă, nu, dacă facem corect, nu. Acum nu discutăm de Bechtel și de alții care au fost băieți deștepți acolo. În România orice e posibil. Nu, eu spun așa și cu asta închei.
e bine să ne uităm foarte bine pe ce cheltuieli avem și să ne uităm câți bani primesc asistații sociale, de fapt, la dânsul județ. Înțeleg că undeva la până în 10 milioane, da? Bugetul a venit, guvernul a venit și a spus, măi, aveți excedent bugetar. Ține tot de hotărârea Consiliului Județean unde direcționez acel excedent bugetar. Dacă aveau deja planurile pregătite cu fondul european. Știți ce aș vrea să mai adaug? Nu vreți să înțelegeți că situația asta este generală în toată țara, iar excedentul unui buget într-un județ nu poate fi afectat doar unei subordonate a Consiliului Județean Mehedinți. Ba din contră că guvernul va da posibilitatea să direcționați banii și către alte tipuri de cheltuieli. E adevărat, nu? Lucrăm amândoi în administrație. Haideți să înțelegem foarte clar, excedentul bugetului este reportat de anul trecut pentru 2020 și este angajat în alte contracte asumate de Consiliul Județean, fie că sunt contracte din bugetul local al județului, fie că sunt contracte din fonduri europene, la care noi ne-am angajat să suportăm cheltuielile, cota de cofinanțare și cheltuielile neeligibile. Nu ne putem atinge absolut deloc de ceea ce noi în momentul de față avem în bugetul județului. Știți, situația de la noastră și cu asta încheie, comparabilă cu situația de la Primăria Capitalei. Doamna Firea ne cere aici buget, 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 pentru că am angajat 20.000 de oameni. 20.000 de oameni. Chiar de curiozitate, când voi ajunge acasă, mă voi uita pe statistici câți oameni au fost la DGASPC acum 3 ani și câți sunt angajați acum. Și vreau să știu și eu, salariul unei infirmiere acum 3 ani era probabil 1.700, acum probabil e 2.700. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți că, se pare că angajații de GASPC Mehedinți funcționează la un nivel minim și, în ceea ce privește nivelul de salarizare, dar și în ceea ce privește structura de personal. Din contră, necesarul este foarte mare și ar trebui să mai angajăm destui la GASPC, dar uitați că suntem în imposibilitate să le asigurăm finanțarea salariilor. Domnule Vladimir Georgescu, Florin Turcheu sunt. Aveți dreptate. Vă salut și eu cu respect. Aveți dreptate în ceea ce susține și da, din nefericire constatăm că această subfinanțare lovește chiar unde nu ar trebui să lovească niciun guvern în direcția pentru protecția copilului. Întrebarea mea și sugestia este următoarea. Înțelegând exact fenomenul, cei de la DGASPC local Mehedinți au făcut vreun demers la autoritatea națională astfel încât să sesizeze situația gravă în care se află? Dumneavoastră ați tras un semnal de alarmă și bine ați făcut, dar cei de la DGASPC au făcut acest lucru? Directorul general DGASPC Mehedinți? Din păcate, până vineri nu a făcut un astfel de demers, dar vineri am avut o întâlnire cu întreaga conducere a DGASPC și cu toți șefii de centre din subordinea DGASPC-ului. Împreună am analizat foarte bine alocarea bugetară făcută prin legea bugetului de stat și resursele noastre și am ajuns la concluzia că toți, pe toate căile, trebuie să facem astfel de demersuri. Și am convingerea că în cursul zilei de mâine, directorul DGASPC va începe să facă astfel de demersuri. Bun, dar problema este în felul următor. Situația pe care o aveți dumneavoastră la Mehedin se poate transpune la nivel național cu întreaga asistență socială. Ce facem de fapt? Luăm banii de la... Așteptăm bani de la un guvern de la București astfel încât să ne rezolvăm probleme în teritoriu. Dar dumneavoastră ați încercat să găsiți soluții acolo locale astfel încât să vedeți dacă anumite departamente pe care le conduceți pot fi mai bine echilibrate financiar. Trebuie văzut exact acolo în toți oamenii care sunt pe asistență socială au nevoie de acele ajutoare. Haideți să vedem, putem să trimitem o parte dintre acei oameni în câmpul muncii. Putem să găsim programe sociale, putem să găsim programe finanțate european, astfel încât oamenii aceia să treacă de... Aici e direcția copilului. Eu am înțeles asta, dar se poate pune într-un context general. Că știți cum este simplu să arăți cu mâna spre guvern, să întinzi mâna și să aștepți banii. Nu, haideți să vedem ce se poate face. Nivelul de subfinanțare e mare. Da, chiar dacă ar fi anumite cazuri, chiar dacă ar fi câteva cazuri reale, mă rog, în ceea ce spuneți dumneavoastră, s-ar circumscrie situații descrise de dumneavoastră, subfinanțarea este atât de mare încât... Da, dar el a fost prost gândit din anii trecuți. De acolo vine problema. Da, dar să nu uităm că
problema majoră a acestui buget este că nu a fost trecut prin Parlament, deși legea o impunea. Trebuia să existe o dezbatere reală și atunci aceste lucruri puteau fi sesizate din timp și mare parte din ele puteau fi corectate. Dacă există normalitate și bună voință. A trecut din Parlament. Asta e. La care se fie adus modificări în Parlament. Cum? Am fost eu acum cu câțiva ani în Parlament și erau niște parlamentari, nu mai contează de la ce partide. Era boala atunci cu finanțarea construcției de biserici. Era o doamnă, era un partid, nu mai contează care, 1100 de biserici avea amendamente să construiască la buget. Păi domnule, dacă... Și știți că a fost ăsta când era? 2008-2009. Era o nebunie. Toți făceau cu 1000 de biserici. Domnul Georgescu, vă rog, că am deviat. Deci n-aș vrea să vă mai rețin prea mult atenția, aș vrea să înțelegeți că situația nu se întâlnește doar punctual la nivelul Consiliului Județean. Da, am citat și la Guș. Situație care s-a generalizat din cauza proastei întocmiri a legii bugetului de stat, din punctul meu de vedere. Avem de-a face cu un guvern PNL incompetent, cu un ministru al muncii incompetent, care nu a știut să-și fundamenteze bugetul și care, din punctul meu de vedere, în momentul de față, văzând faptul că majoritatea consiliilor județene sunt în imposibilitate să-și întocmească bugetul și să asigure bugetul minim de funcționare pentru 10 ASPC-uri, repet, ministrul muncii în momentul de față ar trebui să-și prezinte demisia cu scuzele de rigoare față de toți cei care lucrează în sistemul de asistență socială. Bine, noi o așteptam pe doamna Violeta Alexandru să intre în direct să ne explice, fiindcă, bine, se poate duce și în disputa politică toată această chestiune, dar până la urmă rămâne esența, că nu sunt bani. Că pleacă doamna Alexandru, că vine domnul Alexandru, că nu știu ce, dacă nu sunt bani, nu sunt bani. Domnul Bătin, bani sunt. Cum guvernul PSD în cursul anului trecut a putut să asigure bugetul întreg pentru funcționarea 10 ASPC-ului? Cum se explică că anul acesta bugetul județului Mehedinți este mai mic cu 51 de milioane de lei față de bugetul alocat anul trecut de guvernul PSD și același lucru se întâmplă în foarte multe județe? Dar nu cumva se întâmplă numai în județele în care sunt președinți de consilii județene dintr-o anumită parte a politicii? Știți că asta este ceea ce ar nu știu, putea eu să nu fie am îngrozitor. Dus pe consilii județene, dar am văzut o știre ieri în presa locală din Bihor că bugetul municipiului Oradea a crescut de 3 ori. Poftim. Deci se poate și că se vor face niște lucruri minunate în orașul unde și-a petrecut adolescența domnul Durgheu. Ce aș vrea să vă mai spun, că tot vorbim de asistență socială. Să știți că pentru comune, orașe și municipii, bugetul alocat anul acesta, pentru persoanele cu handicap și pentru însoțitorii acestora, înțelegând aici indemnizații, este asigurat doar în proporție de 50%. Restul de 50%, de asemenea, trebuie pus de la bugetul unităților administrativ-teritoriale respective. Da, mulțumesc foarte mult, domnul Georgescu, pentru intervenția dumneavoastră. Mă rog, fale cu Regovicea. Deci nu sunt bani. Știți cum este aici? Haideți să fim mai buni gospodari în zona pe care o administrăm. Că, de fapt, asta trebuie să încercăm. Dar nu copiii fără familie. Păi nu. Din intervențiile pe care le-a avut domnul ăla din Georgescu, personal am tras concluzia este un bun gospodar. Serios. Care un... Nu, așa este. Nu, serios. Plus. Bun, poate să permiteți și câteva cifre. El a discutat de un buget punctual pe aceste direcții de protecție a copilului. Oare aici nu-mi dau seama cum pot să... Rămâne aceeași treabă care se lovește administrația zonală. Întind mâna spre București și așteaptă banii. Așa au fost învățați înainte. Da, în unele cazuri vin de la București banii, că n-au de unde să vină. Ok, în unele cazuri este adevărat. Se ceară de la Budapesta, exact. General, ea trebuie reformată complet, da? Poate ne trezi cu ajutor. De acord, dar mai întâi o reformezi, după aceea faci tăierile. Nu întâi tai și după aceea o reformezi. Cred că se poate face un plan, dar știți că au trecut 2 luni de guvernare liberale și vrem acum să le avem pe toate așezate. Din prima. Nu, dar... Știți cum pun eu problema? Pun problema așa, avem bani să facem alegeri în 2 tururi
și un tur înseamnă 3 miliarde și jumătate și n-am n-avem bani să dăm acestor copii care oricum sunt, să facem alegeri în două tururi reprezintă o normalitate. Este o întoarcere la normalitate. Da, da, haideți să întâi și întâi asigurăm masa acestor copii. Pentru mine este îngrozitor să aud lucrul ăsta. Și să știți că școlile speciale sunt școli în care clasa nu are 30 de elevi, are 5, 6, 2 câteodată, exact. Depinde, depinde de deficiență. Exact. Eu sunt sigur că trebuie găsit soluții. Un centru de plasament care are grijă de maxim 30 de copii are personal 46 plus 46, probabil contractual și așa. Deci avem 92 de persoane care lucrează și îngrijesc 30 de copii. Ei nu sunt îngrijiți în centru. Știți, ei sunt dați în plasament și depinde, unii iau un copil, alții iau doi copii. Deci aici... Încă o dată, aici e vorba de gestionarea efectivă a banilor, cum îi folosești. Pentru că vin și vă spun așa, în momentul în care mergem și facem angajări, în momentul în care majorăm salarii nejustificat, dar norma de hrană pentru copii rămâne tot 17 lei, și vă rog să verificați cifrele astea, atunci e inuman. Păi, și cine a păstrat norma asta la 17 lei? Păi ține de șefia Consiliului Județean. Dân și fac angajările, concursurile și așa mai departe. Bine, asta cu angajarea, solicită, dar norma de hrană e reglementată printr-o chestiune națională. Asta nu poate domnul de nu știu unde să o facă 100. M-aș fi bucurat ca norma de hrană să fie majorată sau, dacă vreți, dublată și așa mai departe. De la dar ne uităm doar pe salarii. Vedeți, am modificat ordonanța 114, am adus prin modificări mai puțin bani la buget și evident că nu mai sunt bani pentru copiii aceștia. Nu, eu cred că domnul Orban trebuie să găsească bani. Nu se poate pentru acest segment social atât de văduvit. Dacă era o diferență mică de la 61, cât a fost anul trecut, o duceau la 50, cu toate că se cere 86, așa, domnule, puteți să spui, domnule, mai vine rectificarea, îți mai faceți mai nu știu ce. Dacă te-o scazi la 10... Astea sunt datele pe care le prezintă domnul președinte. Nu, sunt datele care le-am văzut și la Gorj, acolo sunt 11. Da, în cele două județe. Se întâmplă în ceva. Cele două județe, că la Oradea... La municipiu, nu. Bugetul municipiului a crescut de 3 ori. Așa e declarația presa primarului de acolo, care spune că va face și va trece, nu știu ce. În primăvară, când guvernul Dragnea... Păi nu, bugetul tot de la București vine, domnul. Am înțeles asta, dar pe poate... Nu vine de la Budapesta. Nu e bun gospodar, ce vine de la PNL. Nu, fi bun gospodar, dar are și cu ce. Păi are cu ce? Da, și noastră, la mehidințează, să zic alt județul, la pune doar de 3 ori bugetul și o să facă și de ce doar în județele acestea mai sărace se întâmplă problemele acestea? Păi, urme, că județele astea mai sărace ar trebui să crească finanțarea. Nu unele care sunt bogate. Nu, așa mi s-ar părea logic. Păi și județele sărace considerați că n-ar fi nevoie să crească finanțarea? Ba, tocmai asta. În ce situații ipocrite ne pune viața? Am început emisiunea asta discutând că omul ăla de la Târgu Mureș n-are dreptate când spune n-avem bani să creștem copiii altora pe care îi fac. Și acum sfârșim până a spune că la din pe corect, nu, sfârșit de geasă, mai avem până și mai corect. Și mai acum l-am sfârșit, s-a crevat pe mâncarea la foc. Deci, uitați-vă cât de ipocrită e viața. Corect. Și ce păreri diverse aveți pe aceeași temă, în definitiv. Îi dați dreptate domnului Florea, acum, domnului Aladin Georgescu... Nu, dar nu îi dăm dreptate. Domnului Florea... N-are nicio legătură. Nu am dat dreptate. Florea a făcut păi domnul Florea spunea să taie banii, să nu se mai dea la... Ce faci? Bun, deci a spus o declarație nefericită. Observația lui Alecu Racovicea nu este mai mult decât subtilă. Ideea următoare... Adică haideți să fim serioși. Să spună domnul putem Florea, să ținem fost... copiii altora? Exact, să... Trebuie de să fapt și putem, de drept. Așa cum suntem cumpărăm și ținem rachetele altora, pot să vă întreb și asta, nu? Că vă că sunteți supărați pe alegeri, pe un tur, pe două tururi, la fel de nefericite vor fi multe comunități și dacă alegem în 8 tururi. Cât F-16 înseamnă diferențele astea de la buget? Cât dintr-un F-16 din cele 48 pe care le va cumpăra România? Să rămânem fără amurare. Fii mai explicit. F-16 la mâna a treia.
F-16 la mâna a treia. Recucerez rușii. Nimeni n-a venit și a spune diminuăm bugetul asigurărilor sociale pentru a cumpăra F-16 sau de care spuneți dumneavoastră. Una e una, alta e alta. Ca și cea, acele F-16 sunt cumpărate cu un scop și banii alocați în buget pentru protecția copilului sunt tot cu un scop. Da, dar așa. Dacă tu vii și spui, eu micșorez scopul în sensul că banii respectivi nu se mai duc către copii, ci către angajați și așa mai departe, atunci avem o problemă. Dar cine a spus că se duc către angajați? Păi nu vă supărați, dacă 60, peste 60% declarația de prejecția. Știți ce înseamnă angajat lângă un centru de plasament? Înseamnă agentul maternal. Spuneați și de fiecare agentul maternal. Deci nu sunt aia 96 pe care ne-ați descris. Nu sunt paznici care fac misiuni de patrulare. Eu am o problemă cu creșterea necontrolată a salariilor pentru oameni care nu-și fac treaba. Și sunt foarte mulți în sistem. Păi unde știm că nu-și fac treaba în Gorj? Păi veți vedea că foarte mulți au fost angajați în ultima perioadă, cum și pe la primăria Capitalei la fel, și acum întindem cu cam povestea cu Gorj. Stați puțin, nu știți așa. Care nu spune povestea. Primăria Capitalei și-a făcut companii cu care să lucreze să-și rezolve problemele din București. Nu a angajat din alte motive. Da. Da? Ok, eu cred că noi putem face economii. Era făcut treabă, noi putem face economii din alte părți și să dăm acestor copii. Și cred că domnul Orban va găsi o soluție până la urmă. Ultimul cuvânt și la publicitate. Partea aceasta, când vorbești despre copii, este clar sensibilă și toată lumea se uită cu maxim atenție. Vreau să vă pun filmulețul cu domnul Sighiar tău, când își opacă mașa de pe el? Pe de altă parte, haideți să vă dau un exemplu. La Târgoviște, asistența socială este 10 milioane de euro, da? Asta costă primăria Târgoviște pe an, 23% din buget, din bugetul local. Enorm. Enorm. Da, e mult. Da, a făcut cineva o analiză să vadă într-adevăr dacă banii aceștia trebuie cheltuiți, adică nu avem bani de primăria Târgoviște. Eu mă refer la nivelul primăriei, dacă noi am făcut-o, că de asta și vorbim. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că tăierea asta de la 61 la 10 miliarde, milioane ce se acolo, că este punctul acolo, s-a făcut în urma unei analize, au umblat ăștia de la guvern din casă în casă și au zis... A fost o chestie punctuală și cu siguranță se reglează. Nu o să rămână copiii aceia fără finanțare, cu siguranță. Asta e și părerea. Dar eu ce vreau să scot în evidență este faptul că hai să începem să facem administrație. Că de fapt asta trebuie să facem noi la nivel local. Opriți, eram la ușă. Dacă la Târgoviște sunt 10 milioane de euro, atunci este enorm. Publicitate, ca așa e înapoi. Luăm și publicitate. Și după publicitate vorbim de marele crah din anii 30, că spune doamna de la femeia asta care a venit bulgaraica, ce că vin anii 30, se întorc, tulburări sociale, balamuc, deci nu mai dă nicio alocație. Publicitate. Da, publicitate. Mai că vine apocalipsa. Dacă... Da, am revenit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să-ți dau o veste, că zic că mergem din rău în mai rău. Noua șefa a femeii, Cristalina Gheorgheva, spune că vine un mare crac, spune că ne întoarcem la criza din anii 20-30 din secolul trecut, marele crac, cum e cunoscut în istorie. Și mă rog, doamna Gheorgheva are o întreagă demonstrație, spune că vor veni revolte de stradă și așa mai departe. Probleme pe piețele financiare, spune de exemplu Marii Britanii, unde spune că s-au accentuat decalajele și spune în felul următor, doamna Gheorgheva, Marea Britanie, spre exemplu, 10% din cei aflați la vârful piramidei controlează acum o bogăție echivalentă cu cea controlată de 50% din populație. Bogații, adică doamna Gheorgheva o dă cu bogații. Marele crac. Dacă deci, erau 50% bogați și numai 10% care munceau, e bine, față deci, că România crac, unde 10% mare de populație crac, că îl anunță ăștia de vreo 3-4 ani. 90% și vorba apocalipsa. Apocalipsa. Da, asta va fi o apocalipsă. Un lucru... Știți că de câte ori s-a spus că vine o criză, nu a venit. A fost o eventuală recesiune. Iar atunci când a venit criza în 2008, de fapt nu ne-a anunțat nimeni. Asta o aia de 43 de zile în stradă. Stați să treacă anul acesta. Anul acesta sunt alegeri în România care efectiv nu contează la nivel mondial, dar în schimb sunt alegeri și în Statele Unite în noiembrie. Bineînțeles că după aia vin Sfintele Sărbători de iarnă, dar din ianuarie, februarie 2021, da, vorba unei clasice în viață, veți vedea că ceea ce se prevede de data aceasta chiar va veni. Pentru că indicii bursieri au fost
au crescut absolut alucinant. S-a pompat de multe ori în mod artificial. Macroeconomic sunt semne de slăbiciune, nu doar din Statele Unite, ci și din Germania. Ei, Germania s-a cam dus, se cam duce. Vom noi vedea. Să înțelegem că aceste crize sunt, până la urmă, niște fenomene normale. Doar care se întâmplă ciclic. Într-o economie care trăiește... Cum spune doamna Gheorgheva, e la 100 de ani. Nu-mi permit să comentez declarații dânse, probabil că are mult mai multe informații, dar nu întotdeauna o criză economică se bazează pe datele financiare, dacă vreți, ale guvernului, în speță, împrumuturi și așa mai departe, ci și pe schimbări, dacă vreți, sociale, politice și așa mai departe, cum s-au mai întâmplat. Acum, genul acesta de știre și, până la urmă, ce face să se propage o criză, nu? Știrea și intrarea într-o instabilitate, dacă vreți, a oamenilor, a cetățenilor. Asta face să creeze... Vom vedea ce se va întâmpla. O criză de dimensiuni. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, s-au zis, mai devine o săptămână liniștită. Așteptați apocalipsa. Asta a fost super.